Cadrele didactice amenință cu greva dacă nu le sunt soluționate problemele. Zilele acestea, mai exact miercuri, a avut loc prima întâlnire a reprezentanților Sindicatului Învățământului Preuniversitar cu prim-ministrul Viorica Dăncilă. Aceasta a dat asigurări că se vor găsi soluții pentru problemele dascălilor și în special ale personalului auxiliar. În urma discuțiilor, atât guvernul cât și reprezentanții Ministerului Educației Naționale care au participat la aceste discuții au promis ca în cursul zilelor următoare, mai precis săptămâna viitoare, cea mai mare a problemelor pe care noi le-am ridicat să poată fi soluționate. Sindicaliștii susțin că în urma aprobării trecerii CAS și CASS de la angajator la angajat, personalul auxiliar și cel TESA vor avea salarii mult mai mici. Astăzi, ministrul educației și reprezentanții inspectoratelor școlare au încercat să găsească soluții pentru ca venitul net al acestora să nu fie afectat. Pe lista problemelor discutate a fost și cea a acordării voucherelor de vacanță. Sindicaliștii vor să fie siguri că acestea se vor acorda în 2018 până la finalul lunii martie, mai ales că li s-au dat asigurări că există fonduri. Lista cu revendicări reprezentanților dascălilor este mult mai lungă și cuprinde unele puncte ce an de an sunt discutate cu mai mari din minister. Aici este vorba în primul rând de problema intrării în vigoare a prevederilor legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care în acest moment a generat o serie întreagă de probleme. Este vorba în primul rând de colegii noștri care sunt încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial, deci cu fracție de normă, și în special aici avem personal nedidactic și o parte din personalul didactic auxiliar. De asemenea, o altă problemă care a apărut în această perioadă se referă la achitarea sentințelor judecătorești referitoare la calculul dobânzilor. Și aici fondurile necesare sunt prevăzute, dar conform ordonanței 91/2017, ministerul avea obligația ca în termen de 30 de zile să stabilească un act normativ privind formula de calcul a dobânzilor pentru perioadele prevăzute în dispozitivele sentințelor judecătorești. În cazul în care solicitările sindicaliștilor nu vor fi soluționate, vor avea loc din nou proteste în sistemul de învățământ.